Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. În această seară vom încerca să comentăm cele mai fierbinți subiecte ale zilei. Invitați în platoul Informația TV sunt domnul Ioan Opriș, președintele Organizației Județene PMP. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul Ioan Pop, consilier județean PSD. Bună seara. Bine, mulțumesc pentru invitație și doresc telespectatorilor sărbători frumoase. Și domnul Augustin Iștoc, membru PNL. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Stimați invitați, stimați telespectatori, după cum știți, situația politică din țară pare să se detensioneze. Liviu Dragnea a venit astăzi cu o nouă propunere de premier, după ce doamna Sevil Shaideh a fost refuzată de președintele Iohannis. Propunerea este domnul Sorin Grindeanu, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș, este din Caransebeș, este destul de tânăr, 43 de ani, aproximativ aceeași vârstă ca a fostului premier Ponta și a fost ministru comunicațiilor în perioada decembrie 2014-noiembrie 2015. Aș vrea să citesc puțin din CV-ul lui. A avut în 99 o bursă Tempus pe perioadă de 3 luni la Universitatea Bologna din Italia. A făcut specializări în Portugalia și în Marea Britanie. Deci a fost preparator la Universitatea de Vest din Timișoara, este membru PSD de 20 de ani, cel puțin așa spune, a fost membru PDSR încă din 1996 și a deținut mai multe funcții din Organizația Județeană de Tineret. În decembrie 2003 a devenit președinte executiv al Organizației Județene PSD Timiș, fiind, mă rog, a ajuns și președinte al Consiliului Județean Timiș în la alegerile locale. A fost, după cum am zis, ministru al comunicațiilor în cabinetul Ponta în perioada decembrie 2014-noiembrie 2015, deci un an. La fel ca și doamna Shaideh, dar a fost ministru în cabinetul Ponta. Domnule Opriș, de ce credeți că Dragnea a făcut prima propunere Sevil Shaideh și apoi l-a scos din buzunar pe domnul Grindeanu? A fost o mișcare un subterfugiu, o șmecherie din partea domnului Dragnea? Prima numire a doamnei Shaideh? După ce s-a comunicat în media rezultatul alegerilor, printre alții, pentru funcția de ministru, de prim-ministru, era vehiculat și domnul Grindeanu. Nici nu se auzea de doamna Shaideh. Acum putem să ne dăm cu presupusul că, de fapt, a fost o chestie ca să arate ce poate în urma rezultatului alegerilor, dar după părerea mea trebuia să se cumpănească mult mai bine și să nu ajungă la o situație de genul ăsta. Iar având mai multe nominalizări vehiculate în media, domnul Grindeanu, domnul Fifor, deci persoane despre care nu se poate afirma ceva care să ducă la concluzia că n-ar fi buni prim-miniștri. Mai ales că, de exemplu, domnul Grindeanu are experiență în guvern, un an. Are experiență în administrație locală. A fost consilier local. A fost viceprimar de Timișoara. A fost viceprimar. Câteva luni a prins președinte de Consiliul Județean. Deci are o anumită experiență în administrație, atât în cea locală, cât și în cea națională, fiind și ministru. Iar domnul Dragnea, cu prima nominalizare, nu știu exact ce a vrut, probabil a vrut să verifice puterea președinției sau eu știu, abar n-am, dar trebuia să cumpănească mult mai bine, iar afirmațiile pe care le-am văzut astăzi pe televiziuni, că doamna Shaideh a fost amenințată inclusiv cu suprimarea fizică, mi se par puțin deplasate, că nu văd cine ar amenința-o și de ce. Acum că sunt nebuni, e adevărat. Dar dacă a fost așa, e grav. Numai eu presupun că acele amenințări, dacă ele există, au venit din partea unor nebuni. Că un om sănătos la minte nu amenință pe cineva, fiindcă e propus pentru o poziție anume. Faptul că domnul Iohannis a refuzat nominalizarea fără motivare, iar este o problemă, fiindcă dânsul trebuia să spună ceva. Nu, că nu o doresc. Fără să arate motivul. Decizia dânsului nu este numai pentru dânsul personal. Eu dacă spun nu vreau apa asta, nu o vreau și gata, că nu o vreau eu. Dar
Atunci când e implicat o națiune într-o chestiune de asta, nu-i voie să te joci, nu-i voie să iei decizii pe care nu le motivezi, nu le argumentezi. Putea să spună ceva, un fapt care l-a determinat să nu o nominalizeze. Consider că nu are suficientă experiență. Era un lucru. Nu? Știți foarte bine că nu acest fapt l-a determinat. Eu nu știu. Președintele Iohannis o refuze. Dar nu știu dacă acest fapt l-a determinat sau un alt fapt, fiindcă n-a făcut public. Și atunci putem spune orice, că nu i-a plăcut, că are ochii verzi. Sau, eu știu, am discutat și aseară în platoul Informația TV despre acest fapt. Și, într-adevăr, nu doamna ar fi de vină, nu doamna ar prezenta un motiv de refuz, ci domnul Șaide, care are legături cu... Bine, sunt demonstrate. Siria. Sunt demonstrate. Da. Nu, sunt și comunicate ministrul al agriculturii. Da. Sunt pe Facebook, de exemplu, sau în rețelele astea de comunicare, de socializare, da, apare. Dar nu te poți baza numai pe așa ceva. Trebuia să vină cu un argument clar, concis, că dânsul e concis în exprimare, și să spună, nu pot să o nominalizez ca și prim-ministru pentru acest fapt. Da. Și atunci era totul mult mai clar și nu se inflama domnul Dragnea, domnul Tăriceanu, da, să spună că nu știu mai ce, că a discutat domnul Tăriceanu cu domnul Iohannis, că nu vrea domnul Iohannis PSD, nu cred. Iar sunt niște afirmații fără fundament. Deci nu sunt cât de cât dovedite și argumentate solid. Credeți că era într-adevăr o soluție, doamna Șaide, pentru PSD? Deci, categoric, propunerea care a avut-o președintele partidului se bazea pe experiența și pe cunoașterea activității doamnei candidat al partidului pentru funcția de prim-ministru. Eu asta am înțeles din spusele președintelui partidului, că este un om de încredere, un om care este capabil și s-a angajat să aplice programul cu care PSD-ul a participat la competiția electorală și că este dispusă să facă tot ce e posibil ca acest program să fie tradus în realitatea de guvernare pe perioada de 4 ani. Acum, categoric, nu se poate spune că doamna Șaide nu avea experiență. A lucrat atâția ani în postura de conducător în administrația Consiliului Județean Constanța pe proiecte cu finanțare internaționale, cam poziția care are actualul președinte al Consiliului Județean de la noi, domnul Potochi. Am înțeles că a avut o prestație foarte bună acolo, în ciuda faptului că și azi am văzut mijloace de informare în masă care critica activitatea din perioada aceea, și anume a nereușită a unor proiecte de finanțare. Și apoi prestația pe care a făcut-o în calitate de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, minister condus de domnul președinte Dragnea și apoi având și onoarea să o conducă. Eu cred că președintele a avut o prestație lamentabilă în calitate de șef al statului, dincolo de prevederile Constituției. Articolul 8 spune clar, el trebuie să facă tot ce este posibil încât instituțiile statului să funcționeze în mod normal. Răspunsul, sau mai precis, precizarea de ieri a președintelui a fost una lamentabilă ca șef de stat. Și eu, fiindcă sunt și eu profesor ca domnul președinte, vreau să spun că nu mi-am permis niciodată să dau unui copil o notă fără să-i argumentez de ce așa și nu altfel. Ori pedagogia socială pe care președintele a afișat-o este una care l-a lăsat corigent. Asta e realitatea. Astăzi PSD-ul, după părerea mea, a luat o decizie importantă. Cred că președintele a fost obligat să apeleze la unul din organele supreme de conducere a partidului și foarte bine a făcut, pentru că acolo au existat dezbateri de idei valoroase și, după părerea mea, din punctul de vedere al meu, a fost o decizie înțeleaptă. Dar adică prima decizie nu a fost
luată împreună cu biroul executiv. A fost luată la pescuit. Eu am impresia că așa, așa spunea domnul Dragnea. Președintele a stat a la pescuit câteva ore și s-a gândit. Sunt povești. Da, a fost contestată și din interior. Până la urmă, pescuitul este o modalitate de reculegere și de meditație. Da, da, bun, că fiecare om stai la pescuit singur și iei decizia asta de desemnare singur. Președintele a avut mandatul de a desemna un candidat. Și știți bine de ce a făcut-o, pentru că exact din motivul de a proteja persoana care urma să fie desemnată și, mă rog, prezentată ca și candidat sau posibil candidat de prim-ministru președintelui României. Alegerea de azi, în schimb, a fost una înțeleaptă, a dus în față un om tânăr, bine școlat. Să știți că eu am o slăbiciune pentru absolvenții de matematică, informatică. Primul rând că, în calitatea mea de profesor, se dovedește că aceștia sunt copii peste nivelul mediei generației lor. Nu oricine se apucă să facă așa ceva. Deci are o pregătire serioasă. Are destul de multe formări ulterioare în domenii de vârf ale politicilor publice. Și cred că experiența câștigată în administrația locală, în cea centrală ca ministru și apoi în cea de președinte al Consiliului Județean Timișoara, o zonă în care proiectele sunt foarte importante și proiecte economice valoroase, eu cred că o să-i permită să facă o prestație bună în calitate de președinte, de prim-ministru și mai ales angajamentul lui de a traduce în plan guvernamental programul cu care PSD-ul a candidat în aceste alegeri. Deci cred că decizia de azi a partidului, a Comitetului Executiv Național, spusă de președinte, a fost una corectă pentru țară și sper ca lucrurile să se așeze pe făgașul cel bun. Domnule Iștoc, domnul Pop spunea că președintele nu a explicat refuzul. Trebuia într-adevăr Iohannis să-și explice refuzul. Mai întâi dați-mi voie să fac și eu câteva considerente. Da. Am urmărit conferința de presă și mă uitam și la ceas. În momentul în care domnul Dragnea l-a anunțat pe domnul Grindeanu, efectiv a fost așa roșu la față, a ținut privirea înainte și opus domnului Grindeanu timp de 40 de secunde. El a primit o lovitură foarte mare prin faptul că nu i-a reușit prima nominalizare. Aceeași atitudine, dacă ați urmărit la ieșirea de la consultări, când domnul Tăriceanu era marcat de faptul că aflase acolo înăuntru de nominalizare, iar domnul Constantin își freca verigheta, își întorcea verigheta, se vedea clar pe ei că totul merge așa. Mă întreb așa, e un partid democratic. Pe ce partid democratic este acela care nu-și anunță activul, care nu află și nu vede sau nu ascultă modul în care acel om pledează, domnul Grindeanu mi-a făcut o părere foarte bună. Adică să spui că președintele a avut o prestație lamentabilă, domnul Pop, îmi pare foarte rău. Continuați aceeași linie pe care ați promovat-o la alegerile locale și cele parlamentare, în sensul în care se aruncă informații care nu sunt verificate, de exemplu aseară informația. Președintele încalcă Constituția și hotărârea Curții Constituționale. S-a spus aseară, dar s-a bătut apa în piuă pe cam 2-3 minute. Dar nimeni n-a spus că era vorba de o modificare a Constituției, a unui articol din Constituție, deci ceea ce se aplica în viitor și nici de cum la cazul de față. Dacă permiteți o completare scurtă pe tema asta, e vorba de decizia 80 din 2014, prin care se respinge solicitarea de modificare, iar acea modificare cerută, modificarea Constituției, nici nu s-a mai pus în aplicare niciodată. Deci decizia este una consultativă cu privire la oportunitatea și necesitatea modificării unor articole din Constituție. Dar nu se referea la cazul de speță. Nu, bineînțeles, altă, deci nu altă hotărâre, altă
mă rog, afirmație astăzi, care pe mine m-a tulburat, în sensul că a fost făcută de către oamenii statului sau oamenii care ne reprezintă. Deci nu de oricine. Și am notat, de exemplu, domnul Dragnea, doamna a fost ucisă mediatic, vor răspunde față de doamna Shaideh. Mai departe, domnul Tăriceanu, încălcarea constituțională nu poate fi iertată. Deci, atitudine josnică. Și pot să vă citez aici, dar cum e posibil tu, ca înalt demnitar, să vii în fața poporului ieri să spui că, domnule, Constituția a fost încălcată? Nici vorbă de așa ceva. După părerea mea, din această confruntare, domnul Iohannis, sigur, domnul Iohannis trebuia să spună certificatul ornii sau ceva acolo. Nu pot să accept, pentru că asta e povestea. Sunt de acord și eu cu treaba aceasta. Dar, din această confruntare, după părerea mea, domnul președinte a stabilizat coborârea, pentru că era într-o coborâre de procente. Tocmai datorită acestei atitudini ambigui, mă rog, și cu alegerile parlamentare, când a avut acele dialoguri cu domnul Cioloș, deci el a stabilizat, iar în privința domnului Dragnea, dacă 2 ani opoziția îl critica, nu reușea ce a reușit domnul Dragnea prin numirea acestei doamne. Nimeni nu are nimic cu doamna, dar nimeni nu spune că fratele nu are acces în Uniunea Europeană, că, mă rog, celălalt frate tot așa sprijină un guvern care nu este agreat de către Uniunea Europeană, se omit asemenea lucruri, ori și se spune, domnule, stai o clipă, că doamna a fost ministru, dar certificatul ornis a unui ministru nu este egal cu cel de la CSAT. Deci, părerea mea este că domnul Dragnea a fost extrem de dezamăgit, că nu i-a reușit chestiunea, și cum se poate într-un partid tu singur să vii și să iei în alb numirea unui prim-ministru de nu se poate. Adică îți bagi joc de munca celorlalți colegi într-o campanie electorală. Credeți că domnul Dragnea nu știa despre trecutul doamnei Seville Shaideh, despre situația soțului, situația fraților? Păi, probabil că știa și se aștepta să nu fie nominalizată. Vă spun încă o dată, nu știu motivul domnului Iohannis. Probabil că are un motiv temeinic să nu o nominalizeze. Dar în ce privește doamna Shaideh, nu este chiar atât de bună în administrație și nu știu dacă putea fi un bun premier. Și de ce? Exemplu concret, în satul mare, pe programe de dezvoltare locală, finanțate din bugetul național sau pe programe naționale de dezvoltare locală, cum le spune, PNDL-uri, nici acum nu avem drumuri județene. Știți vreun drum care s-a făcut în perioada asta din 2012 încoace? Eu nu știu niciunul, numai câteva capete. Urziceni Omboi, sau cum îi spune, nu mai știu. Pe proiecte, a căror lideri de proiect au fost cei din vecinătate, Ungaria, Maramureșul, Bihorul. Ori pe ceea ce s-a promis prin Ministerul Dezvoltării, nu s-a realizat nimic. Vedem că și acum sunt contestații, și acum cetățenii din județul Satu Mare se deplasează pe niște drumuri extrem de proaste, și asta este și vina celor de la ministere, fiindcă atunci când au văzut blocaje, trebuiau să vină cu niște propuneri de modificare a legislației, fiindcă guvernul are inițiativă legislativă pe care o depune în Parlament. Ba mai mult, poate de ordonanță de urgență, cum a și făcut de multe ori. Și în direcția asta n-a acționat. Iar noi de vreo 4-5 ani, poate mai bine, ne chinuim pe drumuri județene unde pur și simplu nu poți circula. Și atunci, cum putem spune că doamna a performat când era secretar de stat și ministru la dezvoltare? Nu putem afirma așa ceva. Mai mult, nici în țară nu se vede mare lucru pe domeniul ăsta. Că sunt niște proiecte de, eu știu, pe CNI, sunt câteva, e adevărat, dar nici în Satu Mare n-am văzut multe de genul ăsta, în județul Satu Mare. Parcă la Negreș este unul singur. La Negreș. În rest, nu. Și atunci putem spune că a performat doamna. În ce privește tehnologia informației, totuși domnul Grindeanu, știu că a venit cu niște modificări
în ce privește crearea unor sisteme cât de cât integrate, cu transmisii de date și așa mai departe, astfel încât atunci când te duci la un birou al unei instituții publice să-ți poți obține un document acolo, fiindcă guvernul Cioloș a continuat proiectul și a scos câteva din hârtiile alea. Prin comisia de tăiat hârtii, da. Exact. A scos câteva din ele, dar s-au bazat și pe ceea ce s-a făcut la comunicații înainte, fiindcă Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, ăsta poate să aducă mult pe un sistem integrat care să deservească mai bine cetățeanul. Dar am văzut că în spatele domnului Dragnea, chiar la început, dumneavoastră vorbeați de da, mișcări. Da, erau mai multe doamne. Erau foarte multe doamne. Da. Era și Viorica Dăncilă, era Olguța Vasilescu. Viorica Dăncilă, practic, era, înainte de a fi conferința de presă, despre Viorica Dăncilă se spunea, europarlamentar, doamna din Teleorman. Dar da, probabil că domnul Dragnea, consultându-se cu toți colegii din partid, reprezentanții celor din partid, a ajuns la o nominalizare mai bună. Așa da, consider și pe domnul Leș, domnul senator Leș l-am văzut în spatele domnului Dragnea și pe prima pagină din informația zilei. Ce mi-a plăcut la domnul Grindeanu și după aia domnul Grindeanu a afirmat că dânsul se supune președintelui partidului, că este subordonat. Greșește. Este subordonat partidului eventual și programului de guvernare elaborat de partid, fiindcă nu se poate subordona altei persoane. Și partidului se subordonează prin parlamentarii care are partidul, care îl cenzurează prin instrumentele parlamentare. Dacă nu pune în aplicare prevederile programului partidului, poate fi cenzurat, dar nu președintele partidului, care azi este, mâine nu este. Iar dacă se supune lui, greșește, fiindcă îl face până la urmă un gen de... Nu, și domnul Dragnea a subliniat că guvernul se va supune parlamentului. Păi, a sesizat greșeala, dar... Da, da, vă rog. După părerea mea, toată mișcarea cu Șaideh s-a făcut în ideea în care domnul Dragnea, într-un an de zile, trebuie să devină șeful guvernului. Și o să vedeți dumneavoastră că în perioada următoare se modifică în mod accelerat legislația care să-i permită acest lucru. Cu doamna respectivă, cu doamna Sevil, era sigur, pe când cu alții probabil mai are rețineri. Domnul prim-ministru e băiat de 43 de ani, sigur. Da. Este la început de drum. Dar nu se știe dacă după un an de zile, precum Tăriceanu, în 2007-2008, n-o să întoarcă, știți? Cum a întors-o domnul Tăriceanu atunci când a guvernat alături de PSD. Asta este grija dânsului și pentru asta a făcut tot posibilul ca să ridice lumea. Adică să pune în fruntea guvernului un om care îl poate manipula. Da. Uitați-vă, am rămas așa surprins când l-am auzit pe mitropolitul Clujului. Andrei Cuț. Da. Efectiv a spus-o cu un subiect și cu un predicat că ar fi vrut pe unul mai de-al nostru. Adică își dă seama, și-a dat și el seama. Într-adevăr, a spus ceea ce gândeau mai mult de 50% din PSD. Și-a dat seama că a greșit când a susținut PSD-ul? Da, asta. Și a mai făcut stas, că a mers în continuare, am urmărit cuvântul ieri de la întronizare. Când ieri a fost întronizarea, dar a mai pronunțat un nume, tot de la PSD, pe domnul Rus. Deci, când l-a pronunțat pe domnul Dâncu... Vedeți, dacă se amestecă prea mult în politică, Pe domnul Rus, care i-a spus o vorbă de duh... Dar domnul Rus era de față, nu? Domnul Rus a nu fost l-a văzut. Ba da, de aia. Domnul Rus a fost la întronizare, a fost în primul rând. Și i-a dat numele așa, zic, uite, domnule, un mitropolit care ține la ierarhia bisericii și ține la biserică. Revenind la motivul pentru care nu poate fi domnul Dragnea premier, este legea 90 din 2001. O modifică. Stați puțin, că nu e modificată, e în vigoare. Adoptată pe vremea guvernului Năstase. Ea funcționează de atunci cu mici amendamente în funcție de cum s-a schimbat legislația pe aleși local, pe alegeri, pe incompatibilități. Ori, totuși, puțin o să fie dificil să o modifice, fiindcă ea datează de atunci, a funcționat timp de 3 ani în vremea
guvernării PSD. A mai funcționat încă 4 ani în vremea guvernării USL și PSD. Și atunci, acum, pentru sine numai să facă modificarea, este aberant. Aduceți-vă aminte de anul 2012, iulie-august. Atunci, dacă nu mă 30 de lei s-au modificat. Atunci, într-o dacă lună nu mă înșel, PNL-ul era alături de PSD și au modificat în grabă toată legislația. Ceea ce a fost o greșeală mare. Pe care PNL-ul și-o asumă acum, PSD-ul. Dar această lege 90, eu zic că totuși domnului Dragnea nu o să fie foarte ușor să o modifice. Iar dacă o modifică, va avea niște probleme. Da, domnule, stimați colegi, eu v-am ascultat cu interes și vreau să vă spun că atunci nu mi-explic cum de PSD a luat atât de multe voturi la aceste alegeri parlamentare. Eu cred că exact din cauza prestației pe care partidele din care faceți parte au făcut-o în campanie, lucru care PSD-ul a învățat acest lucru mai de demult și eu cred că programul care l-a prezentat și interesul cu care s-a exprimat dorința ca populația României și oamenii să trăiască mai bine, să rămână în țara lor și să câștige mai bine, cred că asta a fost rezultatul acestui vot. În al doilea rând, sigur, îl apărați pe președintele statului, care nici în acest moment nu a dovedit că își merită calitatea de președinte. Președintele este garantul Constituției și omul care face medierea între toate forțele politice și toate instituțiile statului. Prestația pe care Iohannis a avut-o în această campanie electorală a fost vădită partizană pentru dreapta românească, care a înregistrat din nou un mare eșec. Și eu sper că din asta se învețe în primul rând Partidul Național Liberal și apoi și celelalte fracțiuni sau fracții de dreapta care și-au schimbat ideologia de azi pe mâine. Eu mă refer în primul rând la Partidul Democrat, pe vremuri, pe urmă a devenit PDL, care a fost reprezentant în Internațională Socialistă și de azi pe mâine a trecut la Popularii Europeni. Deci vă dați seama care este și unde au și ajuns. Tot ceea ce, după părerea mea, a fost extrem de îndreptățită poziția președintelui PSD și prin el poziția PSD-ului, pentru că este inadmisibil ca la 47% din reprezentarea parlamentară cu document oficial de alianță de majoritate, cineva să se comporte în acest fel, fără să aducă o justificare cu privire la propunerea de candidat de prim-ministru pe care a făcut-o Partidul Social Democrat. Stimați colegi, știți că primarul Londrei este un musulman. Știați? Da. Și face o prestație excelentă. Și este foarte bine apreciat de către londonezi. Dar nu este prim-ministru. Dar l-a văzut lumea înainte. În procesul de Brexit în care s-a angajat Marea Britanie, el și-a manifestat un punct de vedere aparte în ceea ce va presta administrația Londrei în raport cu administrația guvernului britanic. Deci, iată lucruri, putea să fie un om foarte serios. Noi românii suntem toleranți și dincolo de aceste speculații că biserica sau așa mai departe. Sigur că există o frustare individuală, dar în primul rând este cetățean român, născut de sute de ani, familia sa este în România, nu putem să-i spunem astfel de lucruri. Și dacă într-adevăr au existat astfel de suspiciuni, serviciile de informații trebuiau imediat să aducă aceste informații. Cui? În primul rând, eu îl chemam pe președinte, eu nu cred că domnul Dragnea n-ar fi participat la o informare în care să-i atragă atenția, eu știu, șeful Serviciului Român de Informații sau chiar a Serviciului de Informații Externe cu privire la aceste vulnerabilități pe care le prezintă candidatul de președinte. Puteau să-i spună înainte de a ieși din biroul președintelui. Eu vreau să spun următorul lucru. Orgoliile și neîmplinirile, sigur, pot fi manifestate oricum. Eu cred că în momentul în care se va instala un guvern al PSD-ului,
condus de un prim-ministru, el va face ceea ce să traducă în fapt acest program cu care partidul acționează. Lumea asta vrea de la el. Sigur, și mai spun încă un lucru care l-am apreciat. Eu nu sunt un fan președintele Dragnea. Pot să-i reproșez foarte multe lucruri în calitatea mea de membru de partid. Dar faptul că a forțat această chestiune a instalării guvernului foarte repede și a punerii în aplicare a unui program cu care a câștigat alegerile, este un lucru lăudabil, un lucru gospodăresc și eu cred că este de datoria lui ca șef de partid să vegheze ca acest program să fie pus în fapt și în realitate de către guvernul în care majoritatea aparține Partidului Social Democrat. Asta a vrut populația. Eu nu cred că problema este legată că vrea Dragnea să fie prim-ministru. Domnul probabil Pop, că și merita să fie. Aici e o problemă. Numai un pic. Eu cred că un modul în care a gestionat campania electorală și modul în care a adus Partidului Social Democrat un câștig istoric, asta este realitatea. Da, este un câștig istoric. Nu poate să-i lenege nimeni. Dincolo de alte lucruri care îi pot fi reproșate, noi suntem oameni, fiecare din noi greșim. Eu cred că este un lucru pozitiv și de aceea eu am încredere că perseverența de care a dovadă și calitatea care o are de președinte al Camerei, pentru că este președinte al Camerei Deputaților, domnul Tăriceanu este președintele Senatului, deci în acest moment s-a creat premizele ca cu adevărat Parlamentul să-și câștige demnitatea în rândul instituțiilor care conduc statul și reprezintă poporul și atunci cu siguranță lucrurile vor fi bune. Să așteptăm acest lucru. Bun. Dincolo de asta putem spune multe. Bun, numai o remarcă. După ce s-au terminat alegerile și s-a dat rezultatul parțial în care PSD-ul era cu 45% cotat, domnul Dragnea l-a sunat pe domnul Cioloș și a spus, domnule, te rog, nu dă o ordonanță de guvern să nu pui în aplicare măsurile care trebuiau, intrau în vigoare cu 1 ianuarie 2017. Adică TVA 19%, le spuneți dumneavoastră... Taxa pe stâlp. Deci, taxe asumate... 6,5 miliarde de lei. Taxe asumate că vor fi reduse prin codul fiscal adoptat pe vremea guvernului PSD și cine a mai fost atunci și asumat și în programul de guvernare. Ori, dacă atunci când te vezi cu saci în căruță, tu primul lucru care îl faci, îi fugărești pe cei care te-au ajutat să îi pui, asta înseamnă că ceva nu e în ordine și nu avem garanția că PSD-ul își va duce la capăt programul. E adevărat, sunt măsuri bune și ar fi foarte bine să le ia. Deci TVA-ul la 18% din 2018, reduceri de pe taxa de muncă, niște reduceri pe impozit. Tăierea celor 102 taxe. 102 asta taxe, și făcut care a trecut, bun, urmează să fie promulgată. Urmează. Aici trebuia discutat un pic cu privire la taxa Radio TV, fiindcă nu știu dacă Parlamentul, unde majoritar este un partid sau o coaliție, va aloca fondurile suficiente ca instituțiile să, acele două instituții să funcționeze independent. Da, revenim la 102 taxe. Să vă spun apropo de taxa radio Augustini și tot, totuși. Nu, dar vreau să vă spun de taxa răspunde, radio și da. TV. Toată lumea e îngrijorată. Deci încasările la bugetul celor două instituții de media publice în acest moment sunt mai mici decât cele prevăzute în proiectul de buget pe care l-a avansat PSD-ul în campania electorală. Adică este o sumă fixă per cetățean de la bugetul statului care se dă radioului 21 de lei, 25 sau 35 se dă pe cetățean televiziunii române, da? Buget. Din bugetul statului. Da. Acești bani constituie bugetul de venituri sau principalul buget de venituri. Da, dar prin taxa Radio TV nu se încasează atâta. Păi sigur că nu se încasează. Și doi, era gestionată de guvern. Numai puțin. Președintele Dragnea, președintele și-a explicat.
Acestea se gestionau prin multinaționale, știți, cu electrica. E adevărat, sistemul de colectare și așa mai departe. Da, până la urmă, eu nu cred că asta nici este aplicarea problema. Pe ferma de vacă și așa mai departe. Electrica și ia banii și ia un nu procent. Nu cred că asta e problema. Eu cred că este și o invidie din partea partidelor care au venit în campania electorală criticând ceva care nici n-au citit. Deci n-au citit. Legea eliminării taxelor. M-am uitat programul, peste program, avem și noi program. Adică l-ați văzut că e colorat. Nu deci, că e colorat, că m-am uitat pe niște prevederi ale și programului. Și am pretenția că știu să citesc anumite lucruri și pe mine mai... Eu vă spun, am îngrijorarea că e un program foarte exigent, foarte pretențios și cu adevărat cei care trebuie să-l transpună în practică trebuie să fie profesioniști. Asta... înseamnă că președintele PSD-ului și conducerea PSD-ului și-a asumat și acest lucru de a promova oameni capabili să, prin cunoaștere, prin formare, să traducă în fapt acest lucru. Și dacă asta nu vă face, atunci să suporte consecințele. Domnul Păbina, da, vă rog, dar lăsați-mă și pe mine. Domnul Iștoc nu v-a răspuns. Deci e vorba de un răspuns. Dar domnul Iștoc a vorbit că și-a întors mine. Aduceți-vă rog un ceas să facem... Dar nu suntem chiar în campania electorală. Ca și la așa. Deci... iată încă o asociere ca la fondul suveran cu cel norvegian. Domnule, dar primarul Londrei știți că e musulman, dar nimeni nu spune că acel primar un an de zile și-a făcut campanie, fiecare locuitor al Londrei l-a cunoscut, l-a văzut și a putut să-și exprime votul. Ori aici doamna Seville a fost ascunsă, pentru că dacă ea apărea la interval, scuzați expresia, sigur că 20-30% din populația PSD-ului nu vota. Este un aspect. PSD-ul și voturile. Aud expresia aceasta, țara a votat în proporție de 47%, pardon, 41% prezență, 39% prezență înseamnă 20% din populația țării. Și domnul Pop, mai este o chestie care trebuie să dea de gândit PSD-ului. Dacă în 2014 au votat 377.000 în diasporă și au adus voturile spre domnul președinte, acum au votat 106.000 și dumneavoastră, PSD-ul, nu aveți niciun deputat, niciun senator. Nu vă gândiți că 3,4 milioane de români gândesc altfel și dacă legea era mai un pic mai, nu liberă, dar mai accesibilă, votul s-ar fi schimbat. O altă chestiune, tinerii între 18-25 de ani, 70% nu au votat. Între 25-34 de ani, 66% nu au votat. Bun, mergem la program. Domnul Pop, cu programul aici m-ați nimerit. Coloana vertebrală a programului dumneavoastră este fondul suveran. Deci se spune... Domnul Iștos, sunteți economist, domnul, cum te spune așa ceva? Deci e vorba de 60 de miliarde de lei. Păi bugetul României e 239 de miliarde. La investiții. N-am adăugat. La investiții. La investiții. Sunteți om de cifre. Nu, tot de cifre. Tocmai de aia că sunt de cifre pentru... pentru că programul dumneavoastră înseamnă dezvoltare. Dezvoltarea înseamnă investiții. Fondul acesta e de 45 de miliarde de lei, adică 10 miliarde de euro. Și atunci, ce a făcut PSD-ul? Pentru că acest experiment l-au avut Hrebenciu cu Tăriceanu în 2007, în 2008, când au prăpădit 4 miliarde de dolari. I-au făcut praf, tot înaintea alegerilor din 2008. La ce se gândesc? Pentru că e o chestie perversă și cu repercusiuni foarte grave pentru viitorul României. Îi spun așa, actualul buget nu este suficient pentru aceste pomeni care totalizează în 4 ani de zile 16 miliarde de euro în plus față de bugetele de până acum. Noi trebuie să luăm banii de la investiții pe care îi avem aici și să-i ducem pe partea socială să-i mulțumim pe oameni întrucât te-am promis. Ce facem cu infrastructura? Ce facem cu celelalte investiții? Și atunci s-au gândit la acest fond suveran, scot din economie societățile rentabile care profit, hidroelectrica, nuclearoelectrica, transgaz, transelectrica, romgaz, deci scot de acolo și
pe baza acestor portofolii și acestor acțiuni, având în vedere că o să fie în subordinea lor și juridic vor răspunde de ei, vor emite obligațiuni și vor contracta împrumuturi pe baza acțiunilor acestor societăți. Dacă statul nostru nu e în stare să le administreze, dacă bancabil nu putem finanța investiții în România, atunci acest fond cu oameni numiți politic vor reuși să adune 10 miliarde de euro? Nici vorbă. În condițiile în care dividendele pe care le încasează statul român se situează anual între 1,3 și 1,5 miliarde de lei. Mergem mai departe. Dacă acest domn Tăriceanu, care ALDE, vorba e liberal, au gândit cei de la PSD foarte bine, au mers ei, au luat aripa naționalistă prin Ponta și din coace pe liberal. Chică pe liberal. Și atunci liberal ar fi trebuit să spună domnul Tăriceanu când s-a prezentat programul: domnilor, stați o clipă, nu sunt de acord de la 1 iulie să facem acest fond, pentru că vreau ca micile IMM-urile să prospere, vreau ca economia românească să duduie, nu? Cum a spus-o. Domnul Tăriceanu trebuia să spună: domnilor, stați un pic, CECU, Exim Bancu trebuie capitalizați, trebuie să le dăm bani, trebuie să facem o bancă de investiții. Nu, nimic decât dă înainte. În tot cazul, o să mă opresc aici cu aprecierile programului. Adică vii cu un program în care spui tichete de masă de 1450 de lei la bugetar, care înseamnă 390 de milioane de euro, în condițiile în care infrastructura ți este făcută praf, dar e posibil așa ceva? Vii cu tot felul de promisiuni. Nu este categorie socială căruia 8 spitale regionale și una republicană de 3.000 de paturi n-au fost în stare să facă în 3 ani de guvernare din 2012 un spital regional. Deci, domnul Pop, fără supărare, într-adevăr programul a venit într-o avalanșă uimitoare, că nu-i mai făceam față. Mai mult, pentru anul viitor, creșterea economică e de 5,5%. Când anul ăsta va fi 4,9% și la anul va fi 3,7% până în 4%. Păi de unde o să ai tu resurse? Adică totul este umflat și v-aș ruga frumos să mă chemați la emisiune în iulie. Vă rog foarte mult, când o să vedeți ce o să rezulte, pentru că uitați, eu programul PSD-ului îl am aici, ca Biblia, frumos. Așa? A, deci nu se poate. Dumneavoastră l-a studiat foarte bine, nu că nu s-a uitat bun, peste dar el. Eu nu am avut pentru ce să-l studiez, pentru că și noi avem un program bun, când nu am ajuns la putere și nu putem pune în aplicare, dar prin opoziția pe care o să o facem în Parlament, vom încerca să contracarăm niște măsuri care nu duc la dezvoltarea României. Pe de altă parte, m-am uitat pe reducerea de taxe și impozite care stimulează economia și pe măsurile de securitate socială și de beneficii pentru populație. Ori vedem că aceste măsuri promovate în campania electorală au fost primele pe care PSD-ul, prin domnul Dragnea, a vrut să le oprească. Nu. Deci asta s-a întâmplat și nu poate nega nimeni, fiindcă a fost declarație publică făcută pe tema asta. Acum se spune că nu vor putea aplica măsurile decât din februarie. Corect, să le aplice. Sunt niște măsuri bune, dar vreau să le aplice. Dacă le vor aplica, înseamnă că totuși e ceva, fiindcă noi nu suntem gică contra. Că dacă se ia o măsură bună, se spune că nu e bună fiindcă nu-i luată de noi. Noi dorim să se aplice măsuri bune care să ducă la dezvoltarea economică, care să asigură și protecția socială, dar nu excesivă, cum este în momentul de față. Domnul Iștoc e economist. Propune domnul Dragnea să fie. Domnul Iștoc e economist și a reușit să facă niște calcule. Din păcate eu sunt jurist. Mă pricep la legi și atunci mai mult la legislație. Dar vreau să v-ați dat seama că e cam imposibil. Altceva, sigur, atâta bunăstare dintr-o dată și asupra populației. Păi uitați-vă. Să curgă așa cu bani de sub. Ce se întâmplă la acum? Curs, PSD. Cursul miere, miere și cum îi mai spune? Miere și lapte. Lapte și miere. Să curgă miere și lapte pe somn. Cursul în ultimii 4 ani a fost 4-5. Dumneavoastră nu vreți să curgă miere și lapte pe somn.
somn. Vai de mine, aș fi primul care m-aș bucura. Credeți-mă, cursul e 4.54, da, roborul este 0.9 de la 0.7. Păi asta nu se explică oamenilor decât domnule le dăm bani. Credeți-mă, am văzut foarte multă suferință la oameni. Așa este. Dar politica aceasta de a arunca nu reduce numărul de săraci. Din contră, îi sporește, îi crește. Decât o dezvoltare sănătoasă fără consum. Acești bani care se aruncă acum în consum, sigur, o să mențină la un 4% nivel de creștere economică, economică, dar la un moment dat se va înfunda. Păi, spuneam și cu alte ocazii, fondul de pensii are 4 miliarde de euro de la bugetul de stat și a început acum 10 ani cu Tăriceanu și cu Hrebenciuc. Trebuie oamenii să știe, trebuie explicat că există momente zero în care trebuie să fii corect, să administrezi țara mai întâi prin investiții și pe urmă. Păi știți de ce a câștigat PSD-ul? Că nimeni n-a făcut o analiză la cei 3 ani de guvernare. În București, lui Oprescu, a făcut prăpăd acolo și a ajuns tot PSD-ul să conducă Bucureștiul. După prăpădul lui Ponta cu infrastructura, tot ei au ajuns. Nu mai știi cum să faci. Sigur că poate și prea tehnic modul în care noi am făcut campania electorală, asta trebuie corectată, dar nu se poate ca poporul să fie mințit. Cei care au habar de cifre trebuie să spună cu tot riscul. Nu merge așa, nu merge. Era normal nici ca PNL-ul să se ascundă în spatele domnului... Sigur, s-a făcut greșeli. Bine, sunt de aici, sunt... Dacă îmi permiteți așa, ca să nu vorbim așa. Da, da. Deci 90, niște cifre. Deci 90-2016, da? Au fost succesiuni de guvernări. Da. 92-96, creștere economică de la, minus 0,8 la plus 3,9, 96. Deci guvern de stânga, da? A venit Convenția Democrată. Spuneți-mi, vă rog, cât domnul, ascultați-mă, contraziceți cifrele Institutului Național de Statistică. Consumul. Guvernul CDR cade de la 3,9, ajunge în 99 la minus 0,4, adică cădere economică. Situația economică internațională, domnule. Dar nu contează. Dar sunteți singur. Nu, dar dintr-o dată s-o schimbă. Tocmai, 96 s-a schimbat dintr-o dată. 2008. 2008, da? Deci în 2004, guvern PSD condus de Năstase. Da. Ajunge la anul 2004 la plus 0,4 rata de creștere economică. Da. Vine guvernul dreptei, Alianței, da. Da. Apar discuțiile din interiorul Alianței, PSD-ul susține parlamentar guvernul Tăriceanu, ajunge la plus 8,5. Vine guvernul Boc. Deficitul cât a fost, domnul? Vine guvernul. Eu vorbesc de rata creșterii. Păi, dar nu. Ce înseamnă rata creșterii? Nu aduce bani în buzunar. Bun, dar cât îți rămâne în buzunar? Nu cât am câștigat, cât rămâne în buzunar? Cât a câștigat țara, eu vorbesc de noi. Dar cum să nu? După Tăricean a rămas minus 5,7 deficit bugetar. De-aia Boc a trebuit să se împrumută. 8,5. Vă rog frumos să puneți redacția să caute deficitul bugetar în 2008. Nu vă supărați, dar nu merge așa. Bine, guvernul Ponta are creștere economică, plătește toate datoriile, reface întreg sistemul de salarizare publică. Ca și în justiție, da, cu banii care erau în cont deja. De unde era un cont, a lăsat Ungureanu. I-a lăsat Ungureanu. Pe Buta Căbe. Domnul Pop, cu minus 5-7... Cifrele astea pentru impresia artistică. Sigur că da. Înseamnă că sunt minciuni. Păi noi finanțăm, trebuie finanțăm instituții ale statului care ne mint. Dacă nu e vorba de minciună, deci, nu contest cifrele. Deci, domnul, dacă le luați în totalitate, deci atunci nu vor arăta așa de bine. Creșterea, programul economic promovat de PSD în această campanie electorală are în spate o creștere a veniturilor populației pe seama creșterii investițiilor. Ele nu trebuie să fie numai din fondul public. Cu prioritate în infrastructură. Asta e rolul statului, să facă guvernului. În fondul de la 1 iulie am spus că de la 1 iulie fondul suveran. Deci, cum de la 1 iulie?
Păi la 1 iulie se va constitui. Bineînțeles. Și cum? Cu aprobarea Comisiei Europene, atenție. Dar nu contează, domnul. Păi cum, dar nu contează de unde are. Păi, uitați-vă, vorbiți de scăderea cursului leu. A venit exact pe criza care a generat-o președintele prin nenumirea imediată. Există o majoritate. Există o majoritate constituită și date de alegeri, recunoscută la nivel național, dar inclusiv președintele a recunoscut-o. Ce l-a împiedicat să facă? Aici, nepriceperea. Nepriceperea președintelui. Bineînțeles. Și nu neapărat el ca individ, că nu are cum să se priceapă. Până la urmă a fost un profesor, un primar, a ajuns președinte. Dar oamenii din jurul lui sunt de aceeași factură și de aceeași calitate. De-aia nu există o comunicare. Dom'le, președintele ar trebui în fiecare zi să discute cu națiunea. Prin toate mijloacele și prin toate instituțiile să comunice, să spună, dom'le, asta vrem. Avem aceste necazuri, avem aceste nevoi, avem acestea, ăștia vă păcălesc, ăștia vă duc... Nu poate să spună, pe și ce ar spune? PSD-ul vă păcălește, PNL-ul vă spune adevărul. Păi ce să vă spună, președintele? Acum haideți să ne uităm și la atribuțiile președintelui, dar... Dar revenirea președintelui... Creșterea cursului valutar. Haideți să ne uităm și la ce s-a întâmplat în Statele Unite și ce a generat, de fapt, creșterea cursului valutar, scăderea valorii leului. Exact situația din Statele Unite. Iar ne uităm numai la noi. Haideți să ne uităm că nu suntem singuri. Și atunci trebuie să ne uităm și în partea elaltă să vedem că, de fapt, creșterea, deprecierea leului se datorează situației internaționale. Nu și datorită și faptului și că domnul Iohannis n-a mers pe repede înainte. Și asta, deci nu a mers pe repede înainte. Deci, iar se dorește mergerea pe repede înainte. Nu, e ok să-ți scazi taxe, să crești venitul populației. E foarte bine. Deci suntem de acord cu măsurile astea. Chiar dacă eu provin dintr-un partid de centru dreapta, în momentul de față, înainte am fost un EPR, PMP a preluat latura de protecție socială și o promovează. Deci nu suntem împotriva creșterii bunăstării populației. Dar trebuie să ne uităm, bineînțeles că nici PNR-ul, trebuie să ne uităm un pic și la niște gesturi care... Nu, dar o creștem de mâine, nu de azi. Știți? Asta e politica noastră. O creștem de mâine. Asta e, că PSD-ul spune de mâine. De astăzi, nu de mâine ca și PSD-ul și când se vede cu saci în căruță, spune, stai că nu mai putem acum. Deci, în primul rând, că președintele Dragnea a revenit. A spus, da, domnule, suntem pentru aplicarea prevederilor codului fiscal de la 1 ianuarie, deci nu se punea problema. El a și justificat de ce, că... amânarea cu un an de zile ar fi însemnat o creștere, o scădere vizibilă a efortului pe care trebuia să-l facă cetățeanul. Ce păcăleală! Asta a fost. Pe 1% TVA, okay. 2,6 miliarde, 1%. Aia da. Nu era... Dacă ți-ai asumat prin, în 2015, da, dar, prin lege... Bun, dar nu se mai pune problema acestui lucru. Dar vedeți, aici iar e o problemă prin care se taie pârghiile Parlamentului. De ce să vină pe ordonanță de urgență să modifice o lege? Să o modifice tot în Parlament. Păi aici e problema, fiindcă toate guvernele dau ordonanțe de urgență peste ordonanță de urgență. Ați văzut? Și fac legile varză. Deci noua, ar fi aprobat-o. Deci noua conducere, noua conducere a Parlamentului și în speță președintele Dragnea, care și președintele Camea, și a spus clar. Se schimbă total programul de lucru al Parlamentului. Deci lucrează de luni până joi seara. Pentru că de fapt, Parlamentul nu avea eficiență. Și asta a fost parlamentar. Cine? Bun, dar nu era președinte. Nu era președinte. Deci dar asta este un lucru... Dar avea majoritate parlamentară. Avea președinte de la PSD, la Camera Deputaților. Deci a spus domnul Dragnea că guvernul trebuie să dea socoteală Parlamentului, adică lui, de fapt. Că guvernul va trebui să dea socoteală Parlamentului. Pentru că el îl conduce. El conduce Camera Deputaților. Da, știți care este tragedia? Că suntem prieteni, să știe și telespectatorii, ne știm de 24 de ani și... De 44 de ani. De 44 de ani. Da. Așa că 45 de ani. Deci, problema gravă este că nu s-au reluat ideile din 2012, modificarea Constituției. Corect. Nu vorbește nimeni, nu vorbește de restructurare. Din 2020, România va merge la masa bogaților, la Uniunea Europeană,
pe același picior de egalitate cu regiunile occidentale. Și dacă tu nu ai o regiune mare, cu populație, cu resurse, cum vii cu indicatorii de eficiență pentru a atrage aceste fonduri? De asta nu zice nimeni nimica. În legătură cu indicatorii pe care de creștere economică, între 92 și 96, domnul Văcărău n-a făcut altceva decât a împărțit banii care au mai rămas în bugetul țării, fără nicio restructurare. Au primit bani cine a vrut și cine n-a vrut. Am trăit zilele respective, care s-au dus pe apa sâmbetei. Nimeni n-a verificat cum s-au cheltuit banii decât s-au dus. Sigur că a venit guvernul CDR unde a fost, eu trebuie să recunosc, o neînțelegere, certul, funcții, așa este. Dar au trebuit cât de cât să remedieze. A venit Năstase, pot să zic că Năstase, din punct de vedere economic, a condus bine țara. Că el era un pic arogant, că era așa plin de sine, dar economic a ținut indicatorii macroeconomici, ceea ce n-a făcut Ponta și n-a făcut nimeni după el. Așa că, spuneți-mi, vă rog, ce se va întâmpla cu Constituția? De ce domnul Dragnea, având o majoritate confortabilă, nu pune pe tapet un lucru esențial? Că altfel multe legi nu se pot modifica. Nu este adevărat. Pentru schimbarea Constituției trebuie o majoritate de 66%. Două trei. Păi două trei. 66%. Dar în acest moment, numai prin referendum. În acest moment, bun, nu, de propunerea. Deci ea se schimbă printr-o lege constituțională. Da. Dar propunerile acestea sunt absolut necesare. Toată lumea recunoaște că actuala Constituție a României este rămasă în urmă. Ea este adoptată dinainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană. Chiar apartenența noastră la Uniunea Europeană impune acest lucru. Și eu vă spun, dacă ar fi după mine, eu aș face o republică parlamentară, în care Parlamentul să fie cu adevărat cel care reprezintă suveranitatea. Și Parlamentul să aleagă președintele. Și exact, președintele să fie ales de Parlament. Eu nu înțeleg de ce trebuie neapărat ca noi să ne alegem un tătuc. A trecut vremea tătucului. Chiar dacă toată lumea și în partide se manifestă astfel de tendințe a șefului, ca el să fie a tot stăpânitor și a tot cunoscător, ați făcut aici, ați dat și exemple și sunt și de acord cu ele, ca persoană, nu ca membru de partid. Deci eu cred că aceste modificări în Constituția României ar trebui să existe. O altă chestiune pe care o știu din experiență, când eu eram parlamentar, Curtea Constituțională dădea doar verdictul că această decizie prin lege este neconstituțională. Atunci, legea se întorcea în Parlament și Parlamentul o adopta cu dacă două treimi din parlamentar votau legea, ea devenea constituțională în ciuda deciziei Curții Constituționale. Pentru că aceia nu sunt specialiști. Acolo sunt pe criterii politice, oamenii politici, inclusiv președinția, înseamnă că trebuie să schimbăm și legea de categoric organizare și funcționare. Nu, dar categoric. Deci e nevoie de o schimbare a legislației. Nu mai vorbesc de schimbări de legislație în domeniul economic. Partidul Social Democrat a și propus în campania electorală, de exemplu, un cod comercial. Pentru că este care să aibă 500 de pagini, să aibă 500 de pagini și să nu mai există legi cu norme de aplicare. Pentru că eu nu sunt economist, nu cunosc, dar știu că oamenii de afaceri, antreprenori, au foarte multe probleme în acest stufăriș de legislație care mai mult îi încurcă decât și care se modifică facilitate de la corect una în alta. Ei, toate deci aceste lucruri problema trebuie reglementate. De aceea trebuie oameni competenți, trebuie să lucreze mult și să-și facă treaba. Până la urmă, asta, de aia sunt chemați acolo. Așa, dacă noi tot ne jucăm, ne hrăim, cum să zicem, popor, unii cu alții, noi că de dreapta și voi de stânga, eu cred că rolul acesta este și opoziția, care acum e de dreapta, va trebui să-și pună cuvântul și să facă presiuni. Eu mă și bucur că există aceste presiuni pe puterea. Eu sper să se instaleze cât de repede și presiunea să existe continuu, ca să se vadă dacă au avut dreptate sau nu au avut dreptate. Pentru că până la urmă nu există alte soluții. Dacă ar fi totul ok, atunci n-ar trebui să zice nicio instituție, avem un tătuc și
Dar, după părerea mea, am discutat de indicatori economici, dar vine un alt pericol și mai mare decât indicatorii economici. Este justiția. Domnul Tăriceanu, pe linie economică, atât a putut să spună că se va cere la Bruxelles depășirea deficitului de 3%. Dar iată ce declarație a făcut și o voi dezvolta, două, trei fraze. Deci, multe instituții de forță au acționat ca și cum puterea lor nu are limite. E momentul să asculte de votul românilor, cum spuneam, de cele 20%, în loc să le asculte convorbirile telefonice. Deci pe domnul Tăriceanu nu-l va interesa IMM-urile și economia ca să duduie, ci să modifice legile și finalul acestor modificări este amnistie. Amnistie pentru toți prietenii și pentru toți aceia care fac presiune asupra acestor reprezentați. Credeți-mă, toți vor scăpa, inclusiv cei care sunt deja condamnați, cei care sunt în cercetare, până în vară vor scăpa și ca să facă chestiunea mai frumoasă, vor spune și infracțiunile până la una, până la una. Deci pușcările cam jumătate să se elibereze și să fie poza foarte frumoasă, dar în spatele pozei, de fapt, acesta este interesul primordial. Nu economia, nu fondul suveran, nu, decât forța, justiția să poată fura cât mai mult. Justiția și, ca să modifice legile, inclusiv legea premier, pentru nu? Ca premier. Deci domnul Dragnea până în vară este premier și amnistia până în toamnă vine. Să vă scriu pe o bucată de hârtie sau nu e caz? Domnule Ștoc, haideți să fim optimiști. Amândoi reprezentăm partide de opoziție și în situația în care se va întâmpla lucrul ăsta, vom colabora și cu alții și vom ieși în stradă, dacă ăsta e modelul. În 2012 s-a ieșit în stradă. Bun, deci ați ieșit în stradă dacă domnul Dragnea ar fi premier? Ar ajunge dacă premier? Dacă încalcă legea, da. Nu dacă încalcă legea, dacă va modifica legea. Deci el trebuie să modifice legea prima dată. De ce nu? El nu va încălca legea. El a promis că nu va încălca legea. O să modifice. Pe un criteriu individual, cum a fost și cu chestiunea cu doctoratele, când s-a modificat legea de constituire. Comisia aia de verificare, că rapid, pe toți, pe repede înainte, i-a pus pe liber, haideți alții care să mă confirmați. Așa ceva nu-i permis. Deci legea este dată pentru funcționarea statului și să o respecte toată lumea. Ca să ai niște reguli de comportare, de siguranță, de comportare în mediul economic, de comportare în social și așa mai departe. De asta sunt legile. Nu, ele nu sunt date să servească unei persoane. Eu am ajuns acum șef pe 39% din votul popular, din care de fapt am luat numai jumătate, nici jumătate, și vin și modific legea cum vreau eu. Așa ceva nu este permis. Ea trebuie să fie în spiritul Constituției, în conformitate cu prevederile constituționale și nu dată în folosul unora sau altora. Lăuda domnul Iștoc pe domnul Năstase. Au fost și măsuri bune, dar au fost legi date în favoarea unor persoane. Economic. Așa, tot așa, pe scurt. Reducere de taxă vamală, de azi pe eliminare, de azi pe mâine, pentru un rând de mașini. Tăriceanu. Se introduce taxa de mediu actuală pentru toate mașinile. Importatori de Citroen, care aveau normă de poluare de nu știu care, fără taxe. Păi și atunci ce vorbim aici? De ce se dau legi în interesul unor persoane sau unor grupuri? Păi aici e problema cea mai mare. Trebuie să vedem și să veghem să nu se întâmple așa ceva. Normal că se scapă, se scapă continuu, dar asta normal ar trebui să vegheze și cei care sunt la putere, membrii partidelor de la putere. Nu șeful este partidul. Partidul este un grup de oameni. Un grup care trebuie să lucreze și să nu-l lase pe șef să derapeze. Ori atunci când primul ministru îi spune șeful, tu ești șeful, nu e corect, nu e bine. Da, șeful este partidul care trebuie să vegheze prin parlamentarii săi la implementarea programului de guvernare. Dar nu șeful partidului. Ăla azi e, mâine nu e. Dacă îl
cade, alunecă pe o banană. Da, dar atâta vreme cât e, sunt prea puțini membri de partid care își permit să-l tragă de mânecă. Nu știu, probabil să-l tragă de urechi. Între, mai sunt prin domnul Popi, n-am nimic împotrivă. Credeți-mă că îmi potriva doresc cui? Să fie împotriva programului dumneavoastră. N-am nimic împotrivă, dacă este program corect. Dar spune-mi, te rog, crezi că se vor aduce 3.000 de ambulanțe pentru toate satele României? În 4 ani. În 4 ani? Dar că se vor face 8 spitale regionale, da? Deci, 3.000 de ambulanțe, când după că n-am terminat. În condițiile în care nu sunt autobuze școlare. Nici cum să nu fie, domnule? Păi sunt, dar nu, țara nu este acoperită. Cum să nu ba fie? Ba nu este șofer, ba... Deci, domnule Ștoc, da, unul și cum să bine, să știți deci, și în domeniul, mare. Deci, resursa umană în domeniul de sănătate este un mare deficit în acest moment da, în România. O cine umple cele spitale regionale? Cererile pentru piața de sănătate din țările Uniunii Europene e atât de mare încât fiecare e tentat să plece. Da. Deci este limpede că dacă noi nu intervenim la creșterea veniturilor populației, indiferent de la ce nivel, și domnul Ștoc știe ce înseamnă chestia asta, să dai mai mare salariu. Dar dacă nu dai, nu mai ai pe cine să angajezi. Nu mai ai pe cine să angajezi. Lumea pleacă din România. De ce credeți că a plecat lumea din România? Că nu au plecat numai ăia foarte, foarte buni. Au plecat oamenii care și-au luat soarta în mâini pentru că au fost nemulțumiți la venitul pe care îl aveau în România. Ei nici nu interesează dacă el are competențele să câștige acei bani. El s-a dus acolo unde pentru exact ce știa să facă în România, face acolo pentru bani mai mulți. Ei, acest lucru trebuia cineva la un moment dat să și-l asume. Și PSD-ul și-asumă acest lucru. Sigur că nu este ușor și poate să fie să înregistreze un eșec. Ceea ce ar fi catastrofal, te scoate în afara istoriei. Deci nu mai ai ce căuta, dar acest lucru trebuia cineva să și-l asume. Și PSD-ul, prin actuarea conducere, așa cum sunt și pe care o criticăm și sunt lucruri multe care se pot reproșa partidului în sine și modul în care administra partidul. Dar sunt lucruri foarte serioase la care dacă nu ne gândim, România nu are o șansă. Bun. Iar rolul opoziției este acesta de a critica și de a spune, domnule, trebuie să fii și la ea. Eu sunt convins că din aceste critici vor fi atenți și vor spune, domnule, am greșit. La un moment dat va trebui să recunoaștem. Și vreau să spun că propunerea PSD-ului de prim-ministru pentru a fi desemnat candidat a fost deocamdată, el nu este desemnat ca și candidat. Nu este desemnat. Deci, el nu avea cui să se adreseze decât colegilor, nu-i primul ministru desemnat, numai când îl desemnează președintele. Acum este deci o el trebuia cui să se adreseze? Președintelui? El s-a adresat președintelui partidului și colegilor lui care l-au susținut și l-au propus pentru această demnitate. Nu este o chestiune simplă. Eu sper că pe spinarea lui în momentul acela au trecut mulți fiori. Orice om responsabil trebuie să gândească normal, așa ceva. Dar domnul Pop, dânsul a afirmat acolo, șeful meu este președintele PSD. Spunea, bineînțeles, șeful lui în acest moment e Dragnea. Nu spunea domnul Ștoc înainte emisiunii că din 85 a avut numai Ciucă de când a avut responsabilitate. Asta înseamnă responsabilitate, dar ți-o asumi și faci tot ce este posibil ca lucrurile să meargă și să le realizeze. Asta e menirea domnul Pop, astfel de... Deci iată cum se crește salariul într-o economie de piață. Aici, un IMM, dincolo o întreprindere mijlocie, dincolo un avare, 4-5 acolo. Și faptul că ai locuri de muncă disponibile duce la creșterea salariului. Dar dacă n-ai loc de muncă, sigur că se rămâne la creșterea salariului doar prin pix. 1250. La 1250 de lei am avut 1.500.000 de salariați în economie. Cât credeți că vor fi cu 1450? Mă speriu să mă gândesc că se va trece de 2 milioane. Credeți-mă că în economie nu sunt resurse și mai ales... Dumneavoastră știți, tot sunt Eurostarul spune. Pentru 100 de euro
plătit salariu, un patron cheltuie 175 de euro. Da. Programul PSD spune în 2000 va fi 161 de euro să cheltuie, tot pentru 100 de euro, salariu plătit. Asta va fi costul. Deci, dacă se poate ajunge aici, spuneți, deci programul PSD, dar și celelalte partide și-au asumat programe similare. Asta nu are treabă acum cu... că sunteți, eu am spus, PSD urmează să fie la putere. Ascultați-mă, asta este o chestiune care e pe Eurostar. Deci Eurostarul spune, la 100 de euro, România se cheltuie 175. Programul partidului care a câștigat alegeri spune, noi vrem ca în 2000, când se încheie mandatul acestor de 4 ani, 2020. să cheltuim 161 de euro. Păi, asta înseamnă că va scădea presiunea pe nu va scădea. Cum să nu scădă la 161 de euro? Mie mi se pare că e evident. Tare este că vom trage linia exact ca după Ponta. În tot cazul, cred că Ponta a făcut niște rugi ulterior, Doamne iartă-mă că e vorba de colectiv, dar faptul că ei s-au retras atunci, au putut să dea în guvernul Cioloș. Să spui în campanie electorală că acest guvern, guvernul meu, n-a tras un euro de la Uniunea Europeană în condițiile în care absorpția e de peste 7 miliarde de euro, din care 4,5 miliarde sunt pentru exercițiul trecut și 2,5 miliarde sunt pentru actuală și nu au luat niciun ban. Deci se spuneau în studio la dumneavoastră niște aberații de m-am crucit în fața televizorului că trebuiau combătute, dar și astea, PNL-ul n-a fost în stare de foarte multe ori să combată anumite idei care să aruncau, dar nu era zi în care să nu apară o cifră. Deci recunoașteți, PSD-ul și-a făcut mai bine campania electorală. Și-a făcut-o, dar cum și-a făcut-o? Păi, prin dezinformare. Aruncat cu niște cifre pe care PNL-ul nu le-a contrazis. Nu le-a contrazis, așa au fost. Nu pot să zic că nu. Au fost și colegi care au contrazis, dar majoritatea n-au contrazis. Deci, la alegerile acestea, nimeni nu s-a uitat ce s-a întâmplat în București și în țară cu promisiunile, care au fost realizate doar în proporție de 8%. Și probabil că PSD-ul se gândește, dacă a reușit figura aceasta în 2016, poate reușește și bine, în 2020. Haideți să revenim puțin la programul economic. Da. Să nu-și asume PSD-ul că numai dânsii doresc scădere de taxe și impozite, creștere de venituri. Acest lucru este și în programul PMP-ului, de exemplu, am văzut și în programul PNL-ului. La USR n-am văzut program, că ei sunt așa, fără o direcție USR? Clară. USR. Nu am văzut o direcție clară sau să spună, da, noi susținem chestiunea asta. Ori atunci, dacă PSD-ul într-adevăr va lua aceste măsuri, sigur că noi nu ne vom opune să se ia măsuri de relaxare fiscală, măsuri de creștere a veniturilor, dar acestea să se ia în așa fel încât să fie și susținute de creștere economică, de dezvoltare și de investiții ale statului în infrastructură. Și vom veghea cât de mult putem să stopăm modificarea unor legi în favoarea unor persoane sau pentru a scăpa anume persoane din situații dificile, de acuzații sau de altele. Și mai mult de atâta, vom susține și o lege, din câte știu eu, este susținută și de alte partide, referitoare la recuperarea accelerată a prejudiciilor din dosarele penale. Asta ar trebui. Recuperarea accelerată a prejudiciilor din faptele de mare corupție. S-au făcut mai multe calcule și s-a demonstrat că acolo sunt foarte mulți bani cu care se poate face lucruri. Sunt sume vehiculate și în media, dar nu sunt recuperate, practic. Păi nu sunt. Constați că respectivul... Este o prevedere legală care spune confiscarea extinsă, da. Dar ea se aplică foarte greu. Și atunci trebuie intervenit legislativ în direcția asta, ca cel care a furat să fie lăsat fără ceea ce a furat și să-i rămână numai cât a câștigat cinstit. Bă, nu, și din, să ia tot dacă și din aia să-ți ia câștigat. Cât i-a câștigat, să plătească daune. Și atunci, sigur că se va reduce și infracționalitatea în domeniul ăsta.
Altfel nu. Deci dacă lași pe om cu dacă bani, n-a furat și a luat mită? Păi, aia tot furt înseamnă. Sub diverse forme. Domnul deci dacă lași pe om cu banii, zice, ce, eu știu caz. Alea, mă stau 2 ani la răcoare și după aia n-am treabă. Păi, am bună purtare, am stat 6 luni și am plecat. Da. Și rămâne și cu 3 milioane de, la vila mea de lei, de euro sau altele. Și atunci aici trebuie lucrat foarte mult, fiindcă altfel se va gestiona banul public când vede cel care e tentat să pună mâna pe el că degeaba îl ia, că tot i se ia înapoi, când este pedepsit aspru, o greșeală s-a redus pedeapsa pentru infracțiuni de corupție, ceea ce nu este bine, dacă, mai ales că n-a fost dublată și de o lege care să accelereze recuperarea prejudiciilor. Nu sunt un fan al închiderii unui om pentru că a săvârșit o infracțiune financiară. Dacă s-a recuperat tot, e o pedeapsă mai mică. Dacă nu s-a recuperat, atunci fă în așa fel încât să recuperezi cât mai mult de la el. Aici trebuie intervenit ca să descurajezi faptele de corupție și infracțiunile financiare. Ca să, da. Ca să, domnul Pop, ca să vin cu o chestie care să vă placă, și fiindcă veni vorba de banii aceștia pe care noi recuperăm, domnul Iohannis a pierdut din clasa de mijloc foarte mult. O singură chestie. În momentul în care justiția definitiv i-a confiscat cele 60 de milioane de euro la ICA, domnul președinte a găsit de cuvință, într-un interviu pe stradă, acolo să spună că justiția, sigur, au greșit prin modul în care au acționat. Dar nu să iei apărarea unor debitori fățiși și să spui că domnule, și ne gândim așa, adică ăia cu 60 de milioane de lei vine președintele și încearcă să nuanțeze, să așa, și noi ăștia la alți care o tragem din greu zi de zi, lună de lună, deci ai greșit foarte mult și dacă rezultatele au fost astea, a fost și ăsta pentru că cei care au o activitate productivă nu uită. Cum nu uităm nici faptul că domnul președinte a fost împotriva codului fiscal. Când tot PNL-ul era pentru, dânsul a întors codul fiscal, că nu i s-a părut lui ceva acolo. Noi am dorit 19% TVA, adică sunt și la noi probleme care trebuie reglementate între președinte, între partid. Președintele a politic, așa că să-și vadă de treaba lui de mediator, deci, trebuie rezolvate, n-a procedat bine și sigur că mi-aduc aminte când ziarul dumneavoastră ne-a cerut părerea. Nu, n-a fost corect și din cauza aceasta am pierdut. Eu cred că clasa politică actuală are o problemă de generală de competență. Deci în clasa politică și în rândul puterii sunt destul de mulți oameni a căror competențe sunt îndoielnice, după părerea mea. Și oameni competenți și buni specialiști, oameni cu opinie, stau în afară pentru că nu vor să intre în această dispută. Până într-un partid nu poți găsi oameni competenți. Ba da. Ca să-i pui numai că... Ba da. Și să știți că în partid se chiar poartă discuții serioase. Eu personal în PSD îmi spun punctul de vedere, toată lumea știe acest lucru. Și nu, v-am spus, nu sunt un om comod din acest punct de vedere. Pentru că, după părerea mea, a sosit momentul în care echipele sunt capabile să genereze și să implementeze proiecte, nu un om. Chiar dacă în fruntea echipei se află un om, el trebuie să aibă înțelepciunea, trebuie să aibă înțelepciunea și să stimuleze echipa. Ceea ce este foarte important și eu de aceea m-am și aplecat asupra programului PSD, că știu că a lucrat o echipă destul de amplă și n-a fost simplu să adune aceste date. Până la urmă există o logică, sigur că e discutabilă. Acolo sunt, în genere, noi sau autoritățile știu foarte bine exact cât se cheltuie, de acord? Da. Îndoielnice sunt veniturile și atunci trebuie generat mecanismul prin care să obții și veniturile suportabil, nu? Că nu poți să numai dacă nu crește masa de contribuabil la buget,
nu vom putea obține mai mult bani, oricât adică am... Nu înțeleg cum PSD-ul vrea micșorarea taxelor și creșterea salariilor. Nu, dar nu merge. Prin creșterea antreprenoriatului, creșterea investiției, a IMM-ului, de care... Asta e ideea. Bine, deci dar, e clar că numai așa se poate. Pop, 10.000 de IMM-uri ar trebui să apară anual, ca să ne ducem până în anul 2000 spre acest, până la urmă, poate fi un punct de limită, știți, matematică, nu la tine, dar bun, acolo tins. Discutând de clasa politică, spuneați că nu e competentă, dar cine îi promovează? De exemplu, partidele. Partidele. Și atunci cine e vinovată? Cine e vinovat că noi acolo ajung? Noi, pe mine nu mă învinovățiți, de exemplu. Nu, dar eu spun, adică nu trebuie să ne ascundem după degete. În general, atunci înseamnă că multe locuri nu este conducătorul unui partid, a unui organizații. Eu nu organizații sunt județene, da. Corect, dar eu nu sunt în postura aceasta. Da. Sunt în postura de a face parte dintr-un organism de conducere în care pot să-mi exprim un punct de vedere. Da, s-ar putea să fie greșit. S-ar putea să nu fie în concordanță cu viziunea, să zicem, standard. Dar am dreptul să spun acest lucru. Foarte bine. Și mă bucur am dreptul că puteți să-l spuneți. Am dreptul să accept argumente pro și contra. O parte din ce a spus aici domnul Ștoc, sunt de acord cu ele. Probabil că e așa, pentru că nu pot să, eu nu le stăpânesc în acest fel, dar cu siguranță sunt lucruri care au logica lor, pentru că altfel, spuneam, duceți domnule acasă cu ăsta și nu vedeți-vă de treabă. Oricum, populația și-a schimbat atitudinea față de PSD și vreau să vă spun că, în ciuda tuturor aparențelor, nu mediul rural a votat de data asta PSD-ul, ci mediul urban în mare parte și oameni din generația 35 la 55 de ani. Ăsta este un lucru pozitiv, înseamnă că au venit cu lucruri serioase. Acum analizele se pot face cum doriți, dar revenind la problema competenței celor care ajung în Parlament. În primul rând sunt partidele și oamenii din partid care acceptă să promoveze persoane care nu sunt competente, nu? Că din moment ce avem un exemplu și în Satu Mare, când un domn care era doctor în științe juridice, de exemplu, a încercat să candideze la un partid, dar nu a avut loc. Asta e. Și atunci competența cine o promovează? Iar un, scaun aici era liber cu eticheta pe scaun. Bine, în sfârșit. Da, am înțeles. Domnilor, s-a terminat campania electorală. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Informația TV. Vă doresc anul fericit. În acest an nu cred că ne mai întâlnim. Stimați telespectatori, vă mulțumesc. Să le spunem și la mulți ani. Mulțumim și pentru invitație. La mulți ani tuturor. Să sperăm că vom avea un an nou, mult mai bun decât ceea ce a fost până acum. Progres și prosperitate pentru toată lumea. Da, mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.